Stă singură? Nu, vorbește cu cineva. Nu, stă singură. Cere-te! Sau te așteaptă? E supărată. Nu. Du-te. Prin grădină. Du-te prin grădină. Da, cred că plânge, bă. Sau? Era cită, Rava. La risuca! Ce? Mi-e rău. Oh, albastru, stai să mă... Răceala. Nu te vine aici. De ce ți-e rău? De boală? Răceala mea. Nu crezi că e spălată? Nu. Ești bine? Ostră sinusurile puțin. Apă. Da, dar e rece. Boi! Ce încălzesc? Deja. Ce faci? Una pizza. Nu, acolo. Dar ce cauți aici? Cine te-a pus de fond de tank? Că eu. Vă zic. Eu, că pe mine mai lua pe sus, mai alea. Bă, vreau să mă duc și eu la... Ce ai de desubt? Aș vrea și să mă duc. Ce? Să mergem împreună? Dar tu cui? Am fost. Bă, n-am văzut. Mă jur că n-am văzut. Ia. Vezi? Nu cred. Ce? Am văzut ceva. Bilețel? All my kisses for you. Mamă. Ia mă, ia. Ce cum? Miroase. Oh, ce drăguț. Da, băi, ești prost. Nu sunt. N-ai văzut-o pe asta? Nu, mă jur, nu am văzut. În momentul când ai ridicat, am văzut pe ce mă galben. Bă. Wow. Bă, dar cum era să fie bilețel să... Cu întrebarea, vrei să fii iubitul meu? Și eu să nici nu fi văzut. Bă. Bă, tare. Nu am văzut chestia asta. De e supărată? Mhm. Da, e pe gânduri. E pe gânduri chestia asta, nu, serios. Dar am zis și lui. Pe ce gânduri? Din ce gânduri îți trec? Că a călcat pe accelerație. De ce? Adică nu știu. Păi ce simți tu în legătură cu asta? Să zicem că e așa și el s-a grăbit doar că a fost Marius. Par supărată. Nu vreau să fie așa. Te-a fi dorit să o facă când o simte pe bune, gen că... Nu știu dacă n-a simțit-o pe mine, nu știu... El a simțit-o, măi, Alena, uite-te la el cum se uită la tine. Ștefan, chiar a simțit-o pe bune, adică eu îl văd pe cum se uită la tine. Da, dar se și pupă, gen, e coincidența asta. Poate da, fi doar coincidență de momente. Măi, eu cred că el, până acum, nu s-a declarat într-un cuplu din cauza ta, ca să zic așa, că te-a văzut pe tine mai reținută, păi și acum... El te-a întrebat, tu puteai să refuzi. Veni, uite, și Marius... Și acum nu a fost o schimbare din partea mea, ceva. Păi, acum da, din partea lui, dar vreau să zic el oricum își dorea. Da, dar acum a făcut-o. Acum, așa pare. Probabil el știa că o să spună întrebarea asta și de asta și răspundea în locul tău pe conexiune. E, poate era frică să nu dai tu vreun răspuns aiurea care să nu-i placă. Și să pice urât. Dar și acum, că sunteți cuplu, dacă vine mai rău să discute cu tine? Păi mai, nu mai vine. Păi mai vine, mai vine. Dar poate mai vine. El poate mai vine. Nu mai vine să plângă. Eu nu plâng. Dar cine plânge? Eu nu plâng. Ai lacrimi în ochi. Dar și mie mi se pare că vine să plângă. Da. Ai lacrimi în ochi. Să uitați-vă. Ce s-a schimbat și vocea. Păi zice că nu are. Păi nu are, dar uite, s-a schimbat și vocea. Eu nu văd. Păi nu am. Îți lucesc ochii mai tare. Deci dacă aveam lacrimi în ochi și voi îmi spuneați acum plângeai. Că plângi, plângeam. Nu am lacrimi Bun, în ochi. Bun, bine. Doar că sunt emoțional. Pe gânduri. Dar îți plac florile? Da, îmi plac florile. Îți place să primești sau e genul care îți place să-și plantezi, așa, nu știu. Ai neamuri la sat. Bunica. Da? Bunica e obsedată de flori. Toată grădina e plină. Și bunica mea. În orice sezon are flori. Da? Orice sezon. Și te jucai pe acolo? Vai, bine. Da. Mereu eu când venea septembrie și trebuia să merg la școală, eu luam, făceam buchete la bunica și bunica gen mi le împacheta. E bune? Da. A, duceai la profesoară? Deci erau buchetele, na, pare rău, da? Buchetele pe care le făceau bunica mea erau
spectaculoase pe lângă celelalte. Avea toate speciile de flori, îți lua una are, de acolo. Da, da, de preferă decât să, uneori decât să planteze chestii din astea, legume și așa, preferă flori. E mișto. Adică... Ce crezi, bunica mea are și Facebook. Și bunica mea are face Facebook. Face poze la flori și își pune la profil, pune pe profil și toate prietenele ei de vârsta ei își pun comentarii cu flori, cu un altă, ce flori aveți acolo. Și la mine bunica i-am făcut special, gen ca să... Că nu se descurca cu WhatsApp-ul și a zis că e mai simplu pe Facebook. Și acum și-a făcut și Instagram, ce să vezi. Nu te cred, nu, a mea nu a și pasat atât că, de mult. A zis că mama e, rămâi la Facebook, lasă-ne Instagram-ul, te rog. Renunța, mă lași, te rog să merg la fete să le duc florile. Ce a fost? Am pus acolo și au venit toate fetele. Bă, ce acolo, duc. Bă! Dar nu s-au văzut bilețele? Să vezi că nu mă lasă. Ba, s-au văzut, da. Pot să mă duc în casa fetelor să le duc florile. Ăla de pe capac. Nu te lasă că e Patrick la Larisa. A, ăla cu vrei să-l... Da, îmi trebuie cu el. Știu, dar nu-i dai florile la Larisa? Tragă-te, ăla. Nu, e doar prende. Ăla și-a văzut. De asta zic că nu te lasă, ca să ai momentul tău, știi? Gen. Păi n-am ce moment, că-i dau. Poți? Da. Mergea? Nici nu știu ce să te întreb. Nu știu ce să te mai întreb. Uite, vreau să zic o chestie, nu știu, nu sunt genul de obicei care să dea înapoi, dar nu știu dacă mai țin neapărat să, nu știu, să mă voteze băieții. Okay. Asta pentru că vreau să, cum să zic eu, vreau să lămuresc situația. Ok. Situația. Situația ta. Și apoi vreau să văd cum mă simt în continuare, știi? Dar situația noastră, ai vrea să o lămurești? Și, acum nu și apoi cum mă simt în continuare, am spus. La asta te refer, cum te simți? Nu știu, poate... Uite, vezi și chestia asta, că nu am plecat gala trecută. M-a făcut să cred că poate nu trebuie. Sunt băieți care vin și se bagă oricum în... Chiar dacă sunt un cuplu. Și vă vreau oricum să-i lăgăriți. Bună, Robert! Hello. Sunteți la ședință? Da. Ședință cu părinții. Ai zis de minut? E timp pentru mine, ore? Da. Fetelor, am venit să vă aduc câte un trandafir exact din partea mea, bineînțeles. Mulțumesc. Să fiți fericite. Și tu la fel. Să vă iubiți mult cu persoana iubită. Care fi aia? Julie. Pentru tine am un trandafir albastru, că nu am uitat. Asta a zis acum 10 mulțumesc. Minute. Mulțumesc! Asta a zis. Că vreau un trandafir. Mulțumesc! Da. Ce a zis? Da, am zis că vreau un trandafir. Am zis că vrei să mă obiectez așa, în scârbă parcă. Nu știu, simt așa că dar, vrei să mă ataci. Dar, Robert, poți să mă votezi mâine dacă e favorit în... Poftim, Elena. Nu-ți mai cânta motive acum, că nu-i felicitări pentru... Da. Mulțumesc! Tot ce faci tu cu Ștefan. A fost, ți-am zis-o că genia a îndeplinit dorința. Vin să-ți dau trandafiri, Julia, acum. Ca să tac din gură odată, da. Nu? Da. E bine. E bine. Poftim. Mulțumesc. Aaa, ce tare și-a apăsat, m-ai pupat, Robert! Ce ai cu mine? N-am nimic, Bianca, da, pentru tine, da, 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 stai. M-am băgat și eu, de mai bine stăteam la loc. Da. Poți să vă deranjez un pic? Hai. Aleile trandafiri, poftim, Larisa. Astăzi, dragobete, ești bine? Băieții, Patrick, go home! Mulțumesc. Pa, pa. Papa. Și eu trebuie să plec. Ba, mulțumim, Julia, Robert! N-am mai apucat să fii iubit! Doamne ajută! De cine trebuie? Vrea Dumnezeu. Nu înțeleg de ce mă tot... Măi, ce așa îți place ție, nu știu ce. Ce? Pa! Pa, fratelo! Zoro! Nu te mai la mine! Păi dacă nu se uită la mine în ochi, așa stă la Robert. Încă nu te... Așa stă. Eu ți-am zis, fratelo! Nu, dar... Am vrut să se uite și la mine, să mă salut. Hai, pa, pa. Pa, pa, pa. Te-am văzut prea mult pe ziua de azi. Pa, Larisa. Pa. Mulțumesc. Am zis că vreau trandafir albastru și am primit. A venit Patrick. Robert. Păi, când am ajuns acolo, mi-a pus timpul. Cât? Un minut. Nici n-am apucat. Și știam... Știam că... Da, ai avut ceva special sau... Nu, câte un trandafir la fiecare. Fetele stăteau la masă, discutau și Larisa era în grădină cu Patrick. Poți să te duci. Poți să te duci.
O să mergi dacă vrei. Păi nu că dacă vreau eu, spune-mi. E ok, du-te. Cum e atmosfera în casa? Stau la masă și discută. Te duci la cameră. Lasă-mă că știu cum să mă cer. O să știe ei dacă e. Cine e? Nu știu să știe ele în cazul să mergi sau nu. Te trimite sau nu. Vai, vai, vai. Deci tu pune întrebare. Nu pot eu să dau. Cosmin, dacă ascultă. Hai puțin. Dacă o să dau. Ei o să știe dacă e momentul. Nu, hai un pic. Sau nu să te duci. Dacă ei simt că ele au un subiect sau ceva, nu te duci. Grav? Zice că nu. Dacă simt că sunt relaxați și gata. Dar ceva interesant. Ce te zic? Încearcă, uite, a prins-o. De bine sau de rău? M-am dus, am vorbit cu Larisa. Așa. Larisa nu-și mai dorește neapărat să plece acasă? Ma. Băi, dar nu, și frate, băi, și mie mi-e dragă, mă uit la ea așa și chiar mi-e dragă. Nu vrea, parcă ar da puțin înapoi. A avut un moment. Păi da, mă, dar eu m-am și decis ce? Decis cumva. Și ce? Nu există. Dacă vrei altceva, altceva. Ce? A? Bine, mă. Bă, să vedem. Pentru tine. Să vedem. Și că e sora ta. Și de dragul ei, că i-am dat trandafirul ăla galben. Băi.